Iată o cifră care poate avea sensuri diferite, nu după felul cum o scrii, ci după felul cum o așezi. Și dacă cifra reprezintă o adresă... Asta e sprava lui Dincă, din Angiu, un bătut numărul gandoasele. Se pot naște fel de fel de peripeții. Asta mi-l mie, jupere! Nu mă dau la vine-l cunosc eu! Ce l-au fac? Așa mă, așa nu-mi trebuie, mă, ce fac? O comedie, de pildă. Stați că e încurcătură, pe dumneavoastră îl cunosc eu! Caragiale nu a inventat limbajul, nu atât latinizant, cât italianizant din articolul lui Rica Venturianu, Vocea Patriotelor Naționale. Că dai noștri, patriot! Dacă ai patriot, de ce om lăsa strice casa? Ăsta e el care scrie la Vocea Patriotului Naționale. Nu mă nebuni, parol. Jean Georgescu, unul dintre cei mai mari cineaști români, a debutat în anul 1924 ca actor de teatru. Apoi a lucrat în Franța ca regizor și scenarist. Numele lui Jean Georgescu este legat mai ales de ecranizările după Ion Luca Caragiale. A creat pentru dramaturgia română teatrul cel mare, debutând surprinzător, spectaculos și controversat cu o comedie, O noapte furtunoasă, în care zugrăvea tipuri și biciuia moravuri din societatea vremii sale. Filmul O noapte furtunoasă a fost realizat în condiții tehnice extrem de dificile. Anii 40, premergători celui de-al doilea război mondial, nefiind tocmai prielnici demarării unor producții cinematografice. Aveau picior foarte ușor și o potire de cea mai fină. Totul a început la Union, unde se produceau comediile lui Ionescu. Era nevasta de la Draia! Și stând în poartă ca potaia, îmi cântă strefrenacul. N-a un picior foarte ușor, doare a potină, că-i foarte fină, ai fost tentat. Decorurile au fost construite în studio de către arhitectul Ștefan Noris, refugiat din Polonia în momentul invaziei hitleriste. Iar autorul imaginii a fost operatorul elvețian Gérard Perrin. Haideți, Zizu, te culcă. Mersi, ne. Bine, vezi de închide poartă. A, pe poarta ta. Bună, nu de bucurie mi se bate mie ochiul, trebuie de vreo 3 zile. Cine ar crede că drumul acesta, de la Union până la stabilament, cu Maidanul lui Bursuc și strada Caterina, a fost realizat într-un studio neverosimil de mic, 18 metri pe 11, în subsolul clădirii Wilson. Dumneata ești? Eu! Nu fac pe nimeni, ajută-i! Hei, și era al dracului de pungă, așa am auzit eu amuțindu-să câini. Să știi că i-a tăiat drumul haitat la maiorul din colț și s-a întors haimanaul. Ce mare noroc a avut! Distribuția a fost aleasă după probe care au durat 7 luni. Un record pentru acele vremuri. Giugarul era monumental. Veto, ce ție nu spui? Mie nu mi-e foame. Nu. Iar a venit și abrasa de câine aici, parcă... Umorul sec al lui Ionescu Bruno, în contrast cu umorul suculent și temperamental comic al lui Giugaru, se detașa cu o strălucire unică. L-am trimis eu la sormea. M-a rugat ca să-l las, nu știu ce să-i cumpere. Regretata Florica de Mion, creație plină de savoare și finețe psihologică. Filmările au durat 81 de zile. Premiera a avut loc la 22 martie 1943. A fost considerată cea mai perfectă transpunere după Caragiale, O noapte furtunoasă. Nicocane, pastabaciule, la polițiune! Săine, rinoare! Uziu, domnule, mai nenorocit și dumitare, atâta ți-a fost! Fugi, fugi, că te omoară! Nu fac acolo!
Ione, că Ione, dar ce nu te-ai culcat până acum? Ia ca nu, jupăne, aștept pe baba acasă la cunii, care va buruie în tare, că a apucat o rouă la inimă pe nevastă. Ia te uită. Mergi la posturile dinspre Cotroceni, jupăne. Vezi bine, nu sunt de rond. Da, cu Coanii, e bine? Vedi, Meli, e bine. Du-te, Chiriac, puiule, du-te. Sunt trecute de 11, cine știe, vine fără veste. Aș mai are două ceasuri bune de alergan. Da, da, bun, trece primești de area. Pe urmă trebuie să mă scol până în ziua. Mă duc la tribunar cu dumnealui pentru divorțul sorbii, știi? Hai să rutăm încă o dată. Și du-te și tu de tine. Bine, mă duc. Bonsoir. Chiria, legătura. Vai, bine că o văzui, dacă o găsea dumnealui aici. Eu asta ne mai trebuia. Ce bine că mă văd liberă, să trăiesc eu cum-i toca. Zi-ți-o, mai ta și tu acum, să nu te audă. Cine? De cine? Sărăcătă, bărbatul, de acolo. Care v-ați spus că mi-a făcut și de renaie? Adică te lăsa-mi pardon, elegeță, dumneavoastră ți-o făcut singur. Mai adică nu mai mi-e bărbat, ce-mi pas? Dar nu-l vezi și acru e? S-ar putea să ne facă un acrune. Eu negustor să mă pui în public cu ăla, nu face. Coane, zi-ți-o cu ai scăpat să fie într-un ceas bun. Nu era de mine, nenenaie, eu sunt o persoană delicată. Vezon? Lasă, zi-ți-o, îți găsești un noroc în altă zile în sac. Acum e vremea dumitale. Lasă, că broaște destule. Nen, moartă, tăiată, nu mai stăteam cu mitocam. Bine că m-ai scăpat de pastramaciul. Să te știu de bine că mă duceam la mănăstire, pâine și sare nu mai mâncam cu el. Eu cu jupune mă las, mă duc la judecătoria de pace la galben cu ceva trebuie. Stai, Lilena, eu tot am zis că ai va dar avea prin oraș. Ducem cu coanele până la pot și vorba, mergem să luăm câte un păhărel. Nu mai putea trăi cu mitocarul, nu mai maltrata măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul event, ce fel de casă mai fie și aia? Yes, mi-am încheiat procesul verbal atunci în noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătare. Fată frumoasă, modistă, învățată și trăia la pasiuni, își mănânce ea tinereța cu ăla. Mă gândeam la început că de e tânăr, o să-și fie la pocăință. Aș, te-ai găsit țărcădău și om de treabă. Eu ca ăla, cu nat mai mare, tot îi dam povețe, fetiță mai rabă, să nu strice casă. Arată viața, fată, viața să nu fie. Arată cât arată, băi, mai era de suferit, așa trai. Rezon. Reșneț cafe, reșneț frumosele, reșneț. Mă rog,
Amicul Revent e înăuntru? Revent? Nu cunosc. Hai, tate, domnul Mică Venturianu, arhivar. Ah, poetul, da, este. Salutare, onorabile. Salutare, cetățene. Onorabile domn, am profitat de ocaziune pentru ca să fiu, am permite să vă felicit pentru articol. Vă rog, mersi. Lasă-l. Cum se poate, onorabile, eu să iau loc și dumneata să stai în picioare? Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul, permite Constituția. Profesor, am fost pe la tribunal cu cetățeanul de Mitraie Titilcă. Un amic al meu, că dumneata nu-l cunoști. Comersant, aproprietar și capitan în garda civică. E de-ai noștri. Trebuia să depui la procesul cum nată, să-i divorț cu unul la un mitocan. Unul care nu ținea la onoarea lui de familist. Rău! Familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia e baza societății. Toate le știi, îmi place. Se vede că dumneata e studinte, că înveți legile. Ei, cum spuneam, am profitat că eram în oraș, stai jos, onorabile. Și am venit să vă felicit pentru articolul din gazetă. Bine combateți reacțiunea, nu pot să zic. Să vă ajute Dumnezeu să scăpați poporul de ciocoi! Domnule Ipingescu, Dumnezeu nostru este poporul! Vox populi, vox Dei! S-a uitat lampa, apoi. Să nu mă lasați. Salonul la ce servește? Dura dumitale am lăsat-o pe zița să stea la tușa. Ei, ce la doi pași de aici? Tu și-ai bătut, n-ai singură? Are și ea nevoie de un suflet. E mai bine să stea cu ea. Știu ce fac. Ce te-a găsit, frate, să stingi lumina? Nu știi că o lasă ardă toată noaptea? Ar vrei să-mi frâng gâtul pe scările astea. Noroc că e lumină la spiridon, se deschide și-a să văd că o decalc. Ca și ăla nu s-a culcat încă. Ați petrecut-o la bine, jupâne? Bravo, ați spus eu, spiritoare, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață, jupâne, săracul, să deschidă prăvălia. Ai săpăratul să bei tutun, ai? Nu, jupâne, dar dacă nu-mi e somn. Nu ți-e somn, ai? Stai că-ți fac eu ție bufta de culcat calbesul. Lasă, jupâne, nu, da! Iartă de data asta, te rog eu! Hai să mai ieși cu o femeie pe uliță, că se ia vagabonții în laie după dumneata. Nu, era un prăpădit, a ploiat, n-are chioară în pungă, să ține după nevestele negustorilor, să ne spargă casele domnului. O să ia după toate jupându-mi, Mitrache, după cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoale, vezi bine, vagabonții atât așteaptă. Pasam, pardon!
Știu ce vrei dumneata să zici, dar nevastă mea nu-i darea, domnule. Păi de mine și cum, Dumitrație, adică gândești că a vrut pentru ca să-ți fac un atac, îmi pare rău. Nu, nene, dar vreau să zic că nevastă mea nu-i darea, cum zisești. Și ea ca după mine, de ce s-a luat? S-a luat vagabunții și după dumneata? S-a luat. Scuzeți, dumneata... Eu am ambis, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familie. Scuzeți, păi să știu de bine că intru un criminal, să mai pot eu numai că să ține vagabondul după mine și... Care vagabond? Un vagabond, de unde-l cunosc? Păi, nu-l cunosc. Asta e. Una vorbim și faci ca ne înțelege. Aseară am mers la grădină, la Inion. Eram cu consoarta mea și cum la mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de joacă Ionescu. Trece așa, presca la un sfert de ceas. Numai că mă pomenesc cu ăla, cum vagabond de amploiat. De unde știi că era amploiat? După port nu se mâna a fi negustor. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă, alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a de rezemat într-un peș, șade, șade și se uită lung și galeș la cucoane. Se uită, se... Eu, cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiț, mă scol să plecăm. Cupoanele în ochi, să mai ședem, că nu s-a isprăvit încă comedia. Încep să mă încruntez la vagabondul și mai că venea să-l cărpez, dar mi-era rușine de lume. Eu de negustor să mă pui în public în coate goale, nu vine bine. Rezolv. În sfârșit, ne sculăm să plecăm. Coate goale, se scoală și dinalui după noi. Plecăm noi, pleacă și dinalui după noi. Eu îl vedea cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cu coanelor, ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea rușinoasă? Mie îți spui, nu știu eu. Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ, papugiu cât pălea după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgan, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm pe la stabilament, mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cu coadele. Rezolv, ca să nu le rușinezi. Știi cum e veta mea? Rușinoasă, mie îți spui. Când să apucăm de la stabilament în sus, o uită înapoi cu coada ochiului și nu-l mai văd pe coate goale. Mai mergem, ce mai mergem, mă uit înapoi, iar... Păi iar da, se baga bun. Nu cum, Dumitrație, adică să am pardon de impresii. Eu gândesc că numai ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul ofisează în partea locului, pe dealul Spirii. Și s-a nemerit să apucați tot cu un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și nevastră a mers înainte. Onorabile, îndatorează-mă cu țigare de totul. Idone! Hăpsina! Nu așa te-a învățat eu să răspunzi când te cheamă cineva? Hai, ce-i la cap tu acasă? Dobitocule! Învață să vorbești frumos, mă, că te ia mama dracului! Dă bucă la Coana Zița, spune-i să nu plece la biserică, să aștepte și pe Coana să meargă împreună. Haide, marș! Hei, criat! Ai trimis goale stăpâine să sune pentru exerciți? Da, jupâne, trebuie să fie ajuns la răscruci, o să-l auzim îndată. Îndreptăm prejur. Gătiți. Mersi. Să vezi, gata, cum a regulat chiria compania. E prima, pot să zic. Gândești că mai vremea mi-a scris capitala, dar l-a legea pe el, sergent? Te vezi, dumneata, fără chiriac nu mai e de trăit acum. Depozit pentru griz, că sunt pe isprăvite. Bine, trec. Acum mergi de grabă la exerciți chiria cu ele, că ajung eu înaintea ta și ia vezi, foc să iasă. Las pe mine, jupâneți, veniți ți-i fac. Ei, chiria, da, jupâne. Mundir nou ți-ai luat, dar tot cu galoare necusute te văd. Păi ziceam să rogi dumneata pe cucoana, poate că ar vrea dumneai să mi le coasă. Nu vă zonei că, auziși? Zău să nu mai meargă chiriac data viitoare la exerciți fără galoane. Ei, o să-i recunzi dacă o ia de-a timp. Ce numai de dumneavoastră stau eu?
te cam mare la inimă, dar nu trebuie să-ți faci sânge rău. Pe urmă, e și vina ta. Ei, da, voie de... Caută și tu să intri în voie. Vine să o sută și te încuială. Uite, zic, o mergem iar la Iunion. Să nu zici că nu-ți facem plăcere. Mersi, tată. Chiriac, ce faci acolo cu pușcaia? Am luat-o s-o cură, s-a rugit din încărcătura pe țeară. Ei, cu coarele, sunteți gata? Haide. Petrecere frumoasă, spune. Noapte bună, Chiriac. Să rămână la cucoare. Să nu uiți să duci pușcașul. N-ai grijă, jupâne. Trebuie să mi se întâmple mie vreun necaz mare. Dar ce tată, ce vorba mai ieși asta? Ei, doamne ferește! Mi s-a făcut semn. Am răsturnat candela de dimineață. Ei, ce dacă s-a răsturnat? Ce să ni se întâmple? Să ne răzi chiristigia. Asta sănătoasă este, asiguriți-vă. Pușcă în mâna lui. Dacă s-a descărcat. Ce-i vezi? Nimic, nimic. Ich bin der Präventil, ich bin der Noch so schön, dass du zehn dich interessiert.
unde-și fil, zi-zi fil, ștergi-n rând, e divin. S-o pânzat, clip-am dat, gândi loger hin. Au mai bal, intensat, s-ai făcut și divin. Cerușul Aglăiței, un cuplet de domnul Moșoi. În colțul unei strade înguste, pe când mergeam, am întâlnit o domnișoară ce prin fuste lăsa un picioruș grăbit. Era gingaș, nici cât o șchioapă, și-am început să o urmăresc. Și prin noroi, prin lac, prin apă, fugeam nevrând să mă opresc. Avea un picior foarte ușor și o botină de cea mai fină. Am fost tentat de așa bunat de pulpă rondă, de o nimfă blondă. Ajuns în calea mogoșoaie, o ia la dreapta după ea. Simțeam jacheta că se moaie și lumea în stradă ne frimea. După o cursă obositoare, ajung la doi pași, eu voiam să văd și-n față astă floare, să-i spun tot focul ce-n acas. Avea un picior foarte ușor și o potină de cea mai fină. Am fost tentat de-așa fânat, o pulpă rondă, de-o nimfă blondă. Apucă strada mea mirare, gândi atunci, oarci o fi, o fi nevasta lui putare, ce-n pată tot îi voi vorbi. Voi spune că în lumea mare nu-i lucru neobișnuit să dai o dulce sărutare unui amic ce-ai întâlnit. Avea un picior foarte ușor și o potină de cea mai fină. Am fost tentat de-așa blat de-o pulpă rondă, de-o nimfă blondă. Cât visez se poate blondina lângă casa mea, s-oprește și dându-mi din coate, se-ntoarce o vedea. Era nevasta mea, Draia, gătită în acest costum, și stând în poartă ca poțaia, îmi cântă strefrenacul. N-a un picior foarte ușor, floarea potină, că-i foarte fină, ai fost tentat de-așa curat, de-o pulpă rău.
Haideți, să puteți să te culcă. Mersi, Ned. Bine. Vezi de închide poarta. Noapte bună, tată. Bună. Nu de bucurie mi se bate mie ochiul drept de vreo trei zile. Iria, Iria, scoală! Auzi, Iria, scoală, puiul! Ce, cine? Nu, Jucune, dar dacă mi-a fost somn... Somn, ai? Te trage traiul bun la somn, tragi la somn! Stai calm, Ioleacă, stai de firul ăla! Dar lasă-mă, mă le-nvoace, ce-i cu ăla? Cu ce dacă s-a culcat? Hai, Jucune, vin de grabă, că ne scapă! Viu, viu, Nei! Dacă viu, am luat și revolverul, Jucune! Bravo, vino, chile! De pungă, așa am auzit eu anunțându-se câini. Să știi că i-a tăiat drumul haitat la maiorul din colț și s-a întors haimanaua. Ce mare noroc a avut! Cum a devenit istoria, Jucune? Spune și mie mai deslușit. E încă lumină la zița, multe îi mai trebuie și ei până să culci. E haliman, nenișoră, să spui. Tu, Șodan, nu știi, să țină după noi până în colț la Răscuci. Nenea nu mai putea fierbea. Ei, să fii pentru vetă. Ei, la revedere, Chiriac, băiete, și ia vezi să nu uiți să fii cu ochii în pat. Las pe mine, Jupune, mă știi că consim la onoarea dumitale de familist. Așa vezi. Bună dimineața, vește-l din. Bună, Jupune, încotro. E, abia prin țel, trecut treburi. Așa de vreme? E aproape de nouă și am mult de alergat, nici nu știu dacă să mă întorc pentru prânz. E treabă bună, mește. Și dumitale, Jupune. Că mă fiu odihnit azi noapte, mă spuneam mai devreme. Jupune, ți-a fost rău? Nici bine nu mi-a fost. Ce s-a întâmplat aseară la grădină, la Union, cu amploiatul? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu amploiatul? Eu nu știu să se fi întâmplat ceva. Las că știi dumneata, nu mai umbla cu prefăcătorii. Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, n-am. Ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu din câte ți le-a spărit dumnealui. Ce să mă fac eu când l-o găsim mort întins acasă? E iar că nu-i timpul pierdut, o să mă omor acum ca să-ți împlinesc gândul. Brr. Te crezi? Ha! Crezi că eu nu pricep? Mă lași ca pe o slugă cu Sibirie să păzesc casa și turești lumea lui pe la grădin ca să te curtesc cu alții. Chiriată! De ce i-o dat Dumnezeu omului fericire dacă e să-i ia înapoi? Poftim! Am pus semna înainte din cătău și nu l-am găsit. L-am mai dat pe acasă de trei zile. Iar tache pantofarul m-a primit cu nefuț. Așa care va să zică nu știu tache nu vrea să iasă nici mine pentru exercit. Bine? Na! Ia biletul și mai du-te odată. Și spune că dacă nu vine mâine la exercit, cer mandat ca să-l ridic. Bine, domn sergent. Gorniț, mai treci și pe ranea țircă, dă-l. Vezi, poate să fi venit. Apoi, domn sergent. Poftim. Nea țircă, dă-l, tot nu s-a întors acasă. Și dacă e pantofarul, nu vrea. Zice, măsa, că nu poate umbla, că de-abia s-a supărat după licoare. E, lasă că-l vindec eu. Să vii pe seară, să mergi cu mine în persoană. Hei, gândeam eu că ești dumneata. Iată, uite ce mi-a făcut meșterul din cap. Bă, tu numărul de amboasele, să-i spui să-l întoarcă la loc. Îi spui, ai mâncat jupâne? E, lua el ceva în gură cu niște negustori, acolo niște fleacuri, ca să bem un vin. E, să nu zici că ești cu inima în goală. Atunci te culci, nu? Fără doar și poate, mai ales că de seară sunt pe rând. Să tăiem drumul.
Vino, băiatule, uite, îți dau un sfert de rublă. Un sfert de rublă? Două pachete de tutun. Fiu, ia spune, puiule, cine e cucoana care dai cu ea? Cucoana zița, te curtezi cu dumneia, ai? E, lasă că am priceput de ce parcă dumneia nu mi-a dat ghesă, fiu. Adevărat? Ascultă, cum te cheamă? Spiridon. Spiridon, băiatule, spune-mi, cum stă cu familia? Bine, e desfăcată. Spiridon, vreau să-i scriu epistola, să-i o duci. Eu duc, musiu, dar acum nu pot să zăbovesc, e timpul să se scoale jupânul. Jupânul cine? Cunatul până zice de ține chirestegeria, eu sunt mai albă de procopșeală. Ei, dumneata, nu-l cunosc, dar nu cumva să se scoale și să nu fiu acolo. Nicolaasă și supăr peste de trebuie să știi și trebuie să-i scrii. Și scrii, musiu, de ce să nu scrii comedia? Adu epistola și așteaptă cu mandan în dosul chirestegeriei, știi, e mai ferit. Ce-mi fac eu bun să fiu să-mi dai? Asta de câine aici, parcă n-ar avea stăpân. Dacă are și-i place, a ce n-ai. Unde stui mă ala care sparg urechile, ce să mai țiu și eu, să rup până dragii mușterilor? Rezon. Dea Spiridon unde? L-am trimis eu la Sorna. M-a rugat ca să-l las, nu știu ce să-i cumpere. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea. Un poet nebun și tandru te adoră, ah, copilă. De-a lui pozițiune turmentată, fie-ți milă. Te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și pertușul. O, răspării, doamne, băiete, se scriu și te duci, se duci răspunsul. Mm. Al tău pentru eternitate și pertușul. Mă ușeră eu. Eu fi pus bine adresa. Să-i duci biletul chiar acum. Auzi, Spiridoane, puiule. Nu se poate cu pănuțul, eu trebuie să-l dau întâi pe acasă. Să că așteaptă persoana. Dacă vedea jupunul că întârzi prea multe pământ și mă cată pe Maidan și glumești dumneata? Dosece! A venit! Te văd! E, bravo, și cum să vorbesc? Rezon. Așteaptă nici să-l merg îndată. Mă duc cu el până la atac pe pantofană. Vreau și eu pentru ca să-l întreb. Pe ce bază nu vrei să vine la exersiți, domnule? Sunt bolnav, domnule sergent. Abia mă țiu pe picioare. Nu pot să merg nici până la prăvălie. Nu cunosc la un așa rezon fără motiv. Aduc martor, domnule sergent, că am zăcut o lună de zile. Întreabă și pe popa zăbabă de la Sfântul Evsterie. Alaltăier m-a grijit, m-a spovedit. N-am eu de-a face cu popa zăbabă, nu l-am pe listă. Eu pe dumneata te-am pe listă, să te prezinți mâine la companie. Nu poate umbla, domnule sergent, e bolnav. Ce treabă am eu cu boala lui? La ambelistă trebuie să se prezinte la exerciții. Spiridoane, ne ducem. Ședem la o masă, mai la o parte. Ședem cât ședem și începe comedia. Aici, și la putungerie și adun gazeta, na? Ai venit? Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văd la masa din spate. Vagabontul! Vagabontul, nene, cu sticlă în ochi, cu ciobenul în cap. Thank you.
S-a ținut după mine până la răscruci. Știi unde vrei să apuci spre cazan. Ce ziceam eu? Haide, drage, haide, să intri tu pe strada lui Marco Oleriu, ori Catilina și lasă. Vreau numai pentru ca să-l întreb. Ce poftă ai, bă, musiu, și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi taie mie favoritele. Dacă nu-i ajungea, despărțire era aproape. Să fi poftit cu rătrămață la despărțire, că îi împlinea eu cât îi mai lipsea. A avut noroc mare. Mare noroc a avut vagabondul. A scăpat. Hei, păcat, cum? Când am trecut eu de răscruși cu cucoanele, vagabondul era să intre după noi în guliță. Ia ca n-a răspunsul, musiu. Mersi. Ai ceva să-mi spui? Pentru puțin. Ligane! Și ea cu răspunde la moare mea. Ah, băiete, visez! Ligane! Mă strigă, trebuie să mă duc. Nu pleca, stai. Îmi scrie să fiu. Inima am palpit. Stai să vă spun de când. Stau, dar dacă mă prind aici, plătești dumneata pielea mea. Jupune, trebuie să facem mandat de arestare pentru tache pantofarul de la Sfântul Elefterie. Nu vrea să iasă mâine la exercis cu niciun preț. Să-l pentru ce nu vrea? Zice că e bolnav. Să dea certificat medical. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață. Să-i dăm, să-l iau la ideal ciocăilor, știu eu. Cât t-a umblat dânsă fel și chip să scape de gardă. Și ăla mă însemna pe musiu Tache la catastif. E finul lui Popa Tache. Vezi? Lasă că nu se sfințește el cu mine, jupâne, îl pocăiesc eu. Pe după aia, pe neaghiță ți-l vedea, nu l-a putut găsi gormistul deloc, ci că n-a dat acasă de 3 zile. Cine știe în ce cărciumă s-a înfundat? L-am văzut azi dimineață, trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimit gornistul cu bile mâini. Stai! Iar să stau. Trebuie să-mi arăți casa. Păi nu scrie adresa înăuntru. Ba da, vreau să-mi arăți casa ca să nu-i las sigur. Acum întreabă, nu pot. Mă întorc eu îndată numai decât. Așteaptă-mi lumea ta aici. Spiritare, băiete, vezi că astă seara închide mai degrabă, că jucunul pleacă de rom. Te rog mult, mușterii, jupune. Bună să-mi dea madama gazetă. Bă, Spiridoane, fi băia de treabă, mă, că iau pe Sfântul Nicolae din cui. Știi că i-am pus fârc nou de ibrișin să nu-i fac saptea, pe spinarea ta. Bucoana, m-a trimis jupunul să-mi dai sabea și te rog. Jupune, dar diseară știi că ești de rom, mergi? Păi, vorba cum să nu merg, de ce m-am îmbrăcat, nu vezi? Jupune, dar faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe, până la 2 după 12 de isprăvești. Așa, cam pe la 2 după 12, ca întotdeauna. Chiriagoi, ia vezi tu, mă știi că am ambis când e vorba la o, adică, țiu la onoarea mea de familie. Lasă, jupune, că doar nu mă cunoști de el de altie. Știi că consimți. Ei, ia vezi. Nu ai grijă, jupune. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. Bun soar, nenenai. Saltare, onorabile. Nenenai. Auzi, cum îmi poartă chiriac de grijă a rondului? Ia canajul, pune, poftim. A zis cu coana să vii mai devreme la noapte, că ori singur în casă. Păi, te bă, ce ți-ești cu băia fricoasă? Ai chiriac, nu ești? Vai, tu și-o iar cu găinile. Cu găinile. Nu știu ce să fac, sunt ambetat absolut. Ei, citește. Ei, nu mai am ce citi. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de 3 ori. Păi de... Să mă duc la tata, dacă nu s-o fi gândat, să mai stăm de vorbă. Ei, nu te... Bravo-ți iar, domnule. Ăsta știu că combate bine. Ma, băi, nu-i zice degeaba vocea patriotului naționale. S-a închis jupune acum, eu mă duc să mă culc. Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce tutun, jupune? Te faci că nu înțelegeai. Nu știi ce tutun? Eu l-am aflat că tragi țigare. Aoleu, Spiridoane, nu te-ai prind deodată, săracul Sfântul Nicolae. Păi știi tu, paparalui. Zău, jupune. Hă, ia citește. București 1527 Răpciune. Amicul și colaboratorele nostru Reven, un june scriitor democrat al cărei asinuitate o cunoaște de mult, publicul cititor ne trimite următoarea.
Bonsoir. Ei, cu coana mai vine cea acum, văduvă. Pardon, domnule, n-am de-a face cu dumneavoastră. Mai fi că sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e tipul, jumătate, de mine de palm. Și când noi vrea, îmi găsește nenea dubitrache, bărbat mai de onoare ca dumneavoastră. Mică te-i că e. Pardon, domnule, nu-ți permis să te împingi mai mult la un așa afront. Mă înțelegi? Ținta democrațiunii romane este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun solemnamente pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune. Ei, Brax, aici a adus-o bine. A mânca Sfânta Constituțiune... Adică cum să o mănânce? Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris adânc. Mai nu-i deloc adânc, nu percepi? Vezi cum vine vorba lui, să nu mai mănânce nimeni dânsul de alea bunioară unuia ca mine și ca dumneata, care suntem de popor. Adică să șează numai poporul la masă, că el e stăpân. Așa mai vii de acasă, bravo, zi-ne-nchi. Gândesc că să te măriți cu coane. Asta mă importă pe mine, cine ce treaba? Să te măriți, hai, că tot trei închită țărcădeu, ori să te încăitezi cu vreunul săracu, dar să știu de bine că merg cu el decât până la Dumnezeu, că nu ai mea ta parte din așa ceva. Încai, dacă m-ai lăsat pe mine, te duci la mănăstire, ca să te lăudai la tribunal. Mitogan! Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universale. Adică de la cum vine vorba asta? Ah, înțeleg. Bate-n ciocoi! Unde mănâncă sudarea poporului suveran, știi? Masă, sufragiu. Bravo-s! Bine vorbești! Ăsta combate, domnule, nu ți-am spus eu! Nu ți-am spus eu cu coană că de mine nu... Te rog, domnule, eu sunt o persoană delicată. Păi dacă așa-i vorba cu coară, am... Am zis și subsemnesc, revent, studente în drept și publicist. Aaaa! Mitocane! Papamagiule! La colecțiune! Să-i eroare! Mă, cum nate, mă, n-aș mai fi avut parte de tine, am să te bag la criminal, mă. Dar ce-o fost fi că trebuie să te băie? Să-ți vin jânghia, nescaiva. Omule! Jupa! Ei, băi, unde fugi, bandole? Nu strica, domnule, de un acum să fug. Ei, ascult, dacă vin, te aștept. Auzi, miserabilul, să drăzească să-mi ție drumul ca să facă un atac? Dar ce s-a întâmplat, zi-ți-o? Uf, țățică, bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastra magiu. Era drăzit rău, am auzit de drău vreme face să mă urunde. Lasă, zi-ți-o, acum s-a isprăvit, ești liberă. Să-ți povestești ce-am pățit cu Mitocanul, tată, o să vezi, de harimă! Mai bine că s-a întâmplat așa. Bine că veni și persoana în chestiune l-am lăsat pe Maidan. Spiritoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă sigur almente, du-te, spune să aștepte, fiu și-o după tine numai decât. Nu, Cocoana, să mă duc până nu mi-a dat voie, ori ne-a chiriac, ori Cocoana. Bine, stai că mă duc să vorbesc eu cu țața. Tăsico, te rog, lasă pe Spiritul să ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să mă răcesc când mă întoarce. Apoi de, n-a avut dreptul muierea să-l lasă. Rezon. O, fără ambis, domnule, nu ținea la onoarea lui de familist. Zice că e negustor al legisar praf. Ei, ce zici judata, Tăsico, de nasul care și l-a luat Mitocan? Zi-ți-o, ce e când ți se bate tâmp la stângă? Te împaci cu o persoană cu care ești certat. Da? Ei, cu cine să mă împac? Nu sunt certată cu nimeni. Țațu, ce ai, plângi? Eu, tatăl, o să mă duc să mă culc. Trebuie să fie târziu. Vorbește și matale dacă zici că ți-e rău. Lasă să-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor.
Hai de mine, ce vorba e asta? Ce ți-e rău de tot? Să trebuie să caute pe Nena. A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? M-a dorit capul, nu ți-am spus. M-a tras fereastra. Cum îi culcam pești? Atunci, a nevoa, bofața. Să nu uit, mâine ne vedem, știi că e sărbătoare. Ne legăm de Nena să ne ducă la Union. La Union? Îmi zici, eu nu mai merg la Union. Dar de ce? Pentru că nu face plăcere acolo, nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu vă. Ei, doamne, Tatovaro, știi că ești curioasă? Ce adică toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Mergi și numai așa, de un caprez, de un pantuzit. De ce să nu mergem și noi? De ce, de ce nu voi să merg? Ai, zoța, tu zici o lume de-a vrei? Nu voi, ți-am spus odată. Și nici nu nu mai vrea, degeaba ai zis. Zoță, zic-o, Barol, să mă îngrop. Nu merg, zițo, nu. Mă știi tu, când zic o vorbă, e vorbă. Zi, nu vrei să merg, Tatu? Nu. Nu? Final al dracului de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc. Mă m-am și parte pe lumea mea ca într-o corpă de vite. Feridoane, băiete, tu ce mai stai, mai aibă treabă? Nu, Cocoană. Domnul Chiriac unde este? Ieșesc prin curte, dar nu știu ce-o fi avut Chiria Cocoană. Parcă nu sunt toți boi acasă. Când a trecut prin curte, umbla de colo până acolo, vorbea singur, se bătea cu pumnii în piept. O fi supărat, cine știe. Spune să închize poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite-mă, în firul să ieși. Bine, Cocoană. Că urmă să te duci să te culci, să nu fie dumneavoastră să te găsească deștept, că iar o faci. E, de parcă dacă m-o găsi, dar nimeni tot un leac. Cine? Rond major! Hai! Corporale la arme! Rond major! Mi-a adus mondilul. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis-o. Bine. Al nimic nu mai să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncesc dumitale? Să-mi poruncești, firește, nu mi-ești stăpână. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie. Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte, că n-ai zis destule. Mâine seară mergea la Union? Dacă vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firește. Ca să te curtesc cu amploiată de mitală? Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai îmi zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști păcat, eu te credeam pe dumneata mai deștept. Jură-te încă o dată. Să mă jur eu? Nu m-am jurat? N-am plâns? Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Dar în sfârșit nu strici dumneata, eu stric. Nu trebuia să-mi pun mintea cu un copil ca dumneata. Nu mai zice dumneata. Cum poftești să zic? Cum ai zis și până ieri? Azi. Era trecut. Și nu vrei să se mai întoarcă? Nu. Veto! Nu, lasă-mă, ce folos câtă fericire am avut un an dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt. Dar eu ce să fac? Ce fac și eu? Învățulare și dezvăț, nu știi dumneata? Dezvăț? Lezne din gură. Îi scoți românului ochi și după aia zici. Lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățulare și dezvăț? Dar dacă nu-i vreau să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni de asta. Dar dacă eu voi muri, vezi tu n-ai dat panga asta? Chiriac! Fugi, lasă-mă! Nu te las, nu voi să-ți se tragă moartea de la mine! Lasă-mă, lasă-mă! Chiriac, dacă vrei să te omoară, moară-mă întâi pe mine! Chiriac, nu ți-e milă de mine, toate, toate din an și mai bine le-ai uitat într-o zi. Nu face să nu le-am uitat, vreau mai bine să mor. Dacă nu mai este nici întrebări, cum să mai trăiesc? Chiriac, ești nebun! Da, sunt nebun, firește, dar sunt nebun. M-ai nebunit dumneata. Am vrut să mă omor din aur în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz o dată. Chiriac, ascultă, nu mi-ai zis tu să mai mă jur încă o dată? Dacă mă jura, mă crezi? Te crezi. Zipă-te, Mitrache, pe aici și-mi la mea ta acasă. Sigur, am venit. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor. Zomă, mor. Nu mai fac. Îmi făgăduiești, te juri. Da. Și nu o să mai zici nicio vorbă rea. Nu. Și o să mă mai faci să plâng. Nu. Ia te uite, jupându-mi, trage, până Veta nu s-a culcat încă.
Că știi cum e ea? Mâine e sărbătoare, se gătește pentru biserică. Rezon. Iria! Dumnealui. Nu-i nimic, trece la costurile dinspre Marmizon. Tu ia tare, jupâne! Dar ce ciriacuile, nu te-ai culcat? Încă nu, jupâne! Acum mă culc! Domnul Șor, mi se plăcut de onorabile! Ciriacuile, vezi de ce am vorbit, fii cu ochii în patru! Lasă, jupâne, mă știi că consimt la onoarea dumitale de familist! Atâta om de încredere am, dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi, cu negustoria, mai mergi colo, mai du-te dincolo, mă rog, ca omul cu de la mele. Trebuie să lipsesc de acasă. E, când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiriac, săracu! Rezult. Am ce zice, onorabil băiat, de-aia m-am hotărât și eu. Cum mai vedea la un fel cu merebetul caselor, îl fac tot oarăși la parte și l-n soț. Da, cu coraveta ce zice? Consoarta mea? Ce să zic? Capuierea, mai bun susă. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are la ochi buni. Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc? Da. Că numai pentru tine trăiesc? Nevastă e băiat onorabil și credincios. Ai ce-i face. Și al omului, e al omului. Am zis-o pe șleapă. Rezolv. Păi nu scrie el cireacu, mă, ca popor, e o greșeală neiertată, chiar o crimă! Lovește bine, domnule. Da, cine mănâncă poporul, să meargă la cremeral. Rezolv. Ei. Ce? A, da. Oh,
madame, fii misericordioasă, sunt nebun de amor. Da, fruntele mea de tâmple se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune-mi de grab că am interstrit. Cine ești? Ce cauți de mea asta în casele oamenilor? Sunt un junet răș nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Nu striga! Nu striga, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt, ți-am spus. Ce caut? Ingrada, nu mi-ai scris chiar tu în original să fiu? Eu? Iată-mă. M-am transportat la localitate pentru ca să trebuie că te iubesc, precum iubește sclavul, lumina și orbul libertate. Domnule, parol! Și tu mă iubești pe mine, nu mai îmblac cu mofturi. Te-am văzut de atunci seara, la Union. Prin băiatul la care se girea cu natul, am aflat că acum ești liber. Ți-am scris, mi-ai răspuns să fiu și a venit. Pentru că se trebuie. Acum înțeleg eu tot. Apoi știi dumneata cu cine vorbești? Cine sunt? Ești angerul visurilor mele, ești steaua, pot educa să zic chiar luceafăr, care strălucește sublim în noaptea tenebroasă. Tenebroasă. Oh! Madame, sans pardon, scuzați, cocoane, considerând că... Lasă, nene, n-ai, te mai duc și eu o bucată de drum, că tot nu-mi e somn. Profite-o că ați pe vă rugat să primiți asigurare în alte stime și... Bine, bine, dar du-te odată și bagă-te seama să nu te întâlnești cu bărbatul meu că te cunoaște și cum te-o vedea zău, te umflă. Păi, chiar vă zic eu, ca să te vedea. Chiria! Chiridone! Uziu, domnule, mai nenorocit și dumitare atâta ți-a fost! Fugi, fugi, că te omoară! Nu fac acolo! Dacă nu-i ajunge și îi dai o mustan jur, sunt 3000. Rezo! Dar lasă-te pe scară în capătul binarii, jos-i o portiță care te mai dat. Fugi, uite! Alo, scuzați, bonsoir. Unde e cucoara? Unde e? Știi că nici nu știu cum ce vii așa turbat cu sabia ca la bătălie. Ce-am făcut? Și dumneata vine. Dumneata aici să faci păcatul de ce s-a întâmplat, care s-a întâmplat drum mare, cucoană, mă, ca deschide bine că merg la grea. Ești nebun. Așa, cucoană, du-te dincolo, du-te și nu râde, cucoană. Adică chiar în casa mea să nu pun eu mâna pe bagajul, că n-am avut pe unde ești. Scară, nu mai are casă. Spiridon! Spiridon! Ce-i porunca, jupule? Păi parcă ne-a fost vorba, nu știu, Spiridoane, voi te sunt mai găsit oameni, că mă duc acasă. Ca porunca, ca porunca să-ți mai treacă, că ești filoteală. Ce n-am făcut de jupule la gandoni? Pentru ce nu ești prezent la felul nominal? Iac! Iac! Eu arz în foc și toți trag la Ioas. Eu arz în roare mea de feminist și lor de sobre arăt. Nici o scară, cu coana perfidă mai nu se nevoare. Mați, e plic de fiat cu ele, l-am văzut cu mulți ajung la scurs. E grai, mă nași cu tău de nu cap. Nu mă băga în păcate și pâine. E persoana cu coane zici. Uite! Mai zic că li s-a vorbit. Pe scara pe unde ați venit, n-am putut fugi. Pe aici, pe stele, ai ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajului, la capătul binare. Nu scapă el din gheara mea, nici mort. Hai, distruge după mine. Sunteți nebuni? Vreți să se rupă schelele cu voi? Lasă-ne cu coarnă! Lasă-ne cu coarnă! Da, pe miară, poate l-are mânat cu trompelul cap. Lasă-ne cu coarnă! Nenemaie! Armon! Chiriac! Lasă-mă cu coarnă! De Chiriac, înainte de nenemaie! Chiriac! Finișor să nu calzi! Pardon, la capătul scherii nu-i scară! Dacă o fi ieșit pe fereastră, s-a dus! A scăpat pe mai doamnă lucruri! Nu se poate să-mi găsi scara! M-a pus să o duc în partea aia a grajului! Vezi că nu-i scară? Acum ce era pe el, e graj! Fuga și pune, ia-o într-o pe cale! Ațin-te curte cu lănaie! Apropo și fii! Conăzuta, nu știu dumitare! E, să vezi! Zici-o, tu mi le faci toate. Tu m-ai dus la Union, tu ai dat nasa împloiatului să se ție după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac. Cu Chiriac? Cu dumneavoastră, cu Chiriac, cu toți. L-am făcut scăpat pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă, pe portița dinspre Maidan. Ha! Super la mur de vie! Portița dinspre Maidan e înguiată. Când mi-a ținut drumul Mitocanu, tocmai am vrut să fiu pe acolo ca să nu mai ocolesc și a trebuit să mă întorc chiar pe uliță. Înguiată? Zici-o, zici-o, e primejdie! Vai de mine, moșelul meu mi-l omoară!
Lasă-i să chiriac! Hai, nu ne prostituți! La mea! Chiriac cu ele, ce s-a întâmplat? Vagabond! Moftanțiu! O să se întâmple, zicune! Eu mă sui înapoi pe schele, dumneavoastră, cu nenea-nea, îi luați-o pe scară ca să-l prindem la mijloc. Ce, frate, ce? Nu scapă el cu coană nici mort! Da, cu coană nici mort! Absolut! Scapă, mă, băiete, stau mai și-ți pe expertul de rublă. Ce-a bachete de tutun? Ce scoate? Dar uite că de grabă, nu este la horinie! Ce? Ce mi-ai făgăduit? Tu nu știi tu ce pericol mă menință. E, lasă, dacă ai putea să-ți faci. Da! Se sunt! Sfinte Andrei, scapă! Îți dau drumul pe aici când vei vedea că intră dincolo. Nu te-ai culcat, să-ți cam o știu spiritoare, hai! Stai! 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 Nu, nu, nebune onorabile, dumneata, ești? Ce poftie, bă, mușu? Asta-mi-l mie, jupere! Nu, da, onorabile, îl cunosc eu! Te rog, fata! Lasă-mă să-l întreb, numai ce poftie! Lasă-mă, la elaie! Stați! Stați că e încurcătură, pe dumneavoastră îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de credință dumneavoastră, e cetățean onorabil! Onorabil are cotro! E dai noștri, patriot! Dacă ai patriot, de ce umblă să strice casa? Nene, iartă-mă, ce crezi dumneata? Dar ce? Ce? Ce e, ce e? Oamenii în toată firea umblați ca nebuni. Tânărul umblă după zița, s-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara când s-a luat după noi. Vedeți? Nu v-am spus că dumneavoastră nu-i ideea! Și-a trimis unul la altuia bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Ia ca ce e. Ai văzut? Asta e sprava lui din Căbinangiu, un bătun, mă rog, andoasele. Nu ți-a spus să jucune că așa scășurează dumitare. M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte de om. Hei, bată-te, zis-o, te bată. Nene. Ei, nu te rușina, are tinereții, valuri, fată romanțioasă. Nu știu, te rog, parol. A dumnealor, știți, ca bărbații. Onorabile! Știi cine-i tânărul ăsta? Cine? Ăsta e el care scrie la Vocea Patriotului Naționale. Nu mă nebuni. Parol. Ei, fușcă mor. Chiar el însuși în persoană. El combate în articolona de astăseară, știi, cu sufragiu. Ei, bravos! Uite, domnule, de unde a fost să iasă norocul ziții. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adneori v-am adus un afront. Nu știam că veniseră pentru zița. Dar ne-i, hai nene la inimă, în parul, să mă îngrop. E așa, ale tinere, zivală. Rezolv. A, ce-i jupâne? Dar asta, dar asta! Ce caută asta aici? Frumoasă legătură. Iar intru la bănuie rele. Aș. A, domn cu ajutorul. Asta e a mea, nu știi dumneata. Hai, bată peste bată. De ce nu spui așa, frate? Ei, vezi? Uite așa se vorbește omul la necaz. Rezon.